Măi, n-am văzut așa ceva. Începe emisiune și nu ai zis la mine, frate, na. Acum, în ultima moment, ai zis mie că începe emisiune. Și am întârziat. De ce omul nu gândește mai devreme și se spun la mine, nu? E rușine la tine! Domnilor și domnilor, sunt turcul Gazi Demirel și vă invit la o show extraordinar, n-am mai pomenit. Mai ales împreună cu mine voi fi un prezent, un prieten bun de al meu renumit, la care dumneavoastră țineți la el mult. Dar ce simt eu e sufletul tău și e inima ta. La mine îmi piept undeva. Dă-mi o singură noapte, dă-mi din tot doar o parte, dă-mi iubirea. Poate și pe mine și pe spectatorii noștri, nimeni n-a dat seama că ești tu. De fapt, am așteptat eu de prietenul meu, dar nimeni nu a anunțat la mine că este acolo un artist. Păi da, trebuia să te întâmpin eu cu o surpriză, nu? Am vrut să demonstrez că sunt un cântăreț complex și pot interpreta și alte genuri de muzică. Bine ai venit Sorinel, la Gazi Show! Sorinel Puștu Show! Nu! Este Gazi Show, adică Turco, e mai tare, mai smetri. Păi tu n-ai văzut că eu am primit aplauze? Alo, băieți! Nicio legătură cu aplauze, e Gazi Show asta. Alo, nu vă mai certați, nu este nici Gazi Show. Păi ce-i cu tine aici? Nici Sorinel Show, e blond, așa, este Silvia Pop Show. Vai de mama ta, vai! Și asta e tot anul blondelor. Păi nu se poate altfel. Ia stă așa lângă Turco, adică lângă care... Inginerul show asta de la Gazi Show. Auzi, cred că asta mai bine e lângă mine. Eu zic să nu ne mai certăm și vom vedea asta până la sfârșit a cui show este, da? De Gazi Show, adică asta tot România și Ai dreptate. Hai să lămurim asta la finalul emisiunii. Vă mulțumim foarte mult. Să luăm un loc, nu? Nu. Avem un prieten care ne așteaptă. Invitat. Acum o să prezint pe cel mai bun prietenul meu, cântăreț extraordinar. Turcu se încurcă. Cel mai bun cântărețul meu, Adi de la Ulcea! Bine v-am găsit. Nu mai zic show Adi Show, că e deja revendicată prea mult emisiunea asta. Nu, e Gazi Show, dar... Hai, cum vrei tu. Sunt elegant. Vă înțelegeți voi. Nu zic, adică... Nu, tu știi, aici e Sorinel Show. Ce faci? Foarte bine. Bine ai venit la emisiunea noastră. A ta sau... De Gazi Show, adică Gazi Show. Putem punem și câteva... Hai să punem invitatul jos pe canapea. Ia și tu un loc, ia și tu blonda noastră. Da, e o idee bună. No. Adi, stau eu lângă Adi. Având în vedere că este show-ul vostru, am să stau eu lângă Adi. În sfârșit, o alegere bună și corectă. Păi și tu, domnișoara blonda, de ce ai așezat acolo dacă tot este show-ul lui Turco? Ia așa, în brațele așa, cu nu știu ce... Turcule, de data asta nu mai sunt de acord cu tine, ia ridică-te sus, că stăteam bine. Stăteam bine acolo. Eu știu să stai așa... Mai bine, dar... Adi este prietenul nostru, cel mult pot să stau între voi.
Păi dacă stai între voi, vai de mama ta! Nu. Se știi? Da, treaba ta, na. Domnilor și domnilor, acum o să rugăm la Adi de la Vulcea să cânte la noi o melodie extraordinară. Reprezentăm pe Adi de la Vulcea! Cel mai mare cântăreasul meu, am zis. Aplauze pentru Adi de la Vulcea și pentru Gazi Demirel de la Turcia. Deci Gazi Demirel de la Turcia, Adi de la Vulcea, nu? Îmi cer scuze că vorbești foarte mult. Vreau să te întreb ceva. Dacă era prietenul tău, îl chema Adi Mustafa. Dar așa-l cheamă? Păi nu, e Adi de la Vulcea, e prietenul meu. Deci vreau să spun că chiar nu ne-ai impresionat cu nimic, stai jos. Ia vine blonda noastră așa, stai ia loc, așa. Te rog, nu, te felicit, Adi. Nu. A fost acum, extraordinar, acum melodie. Tu știi succesul tău pe care l-ai, ești conștient de ceea ce poți să faci. Dar aici e o contrazicere între mine și... Acest turc ce nebun, zici, Adi? Adi, ca să spun. Ce cred, zici tu? Nu cel că... mai mare cântăreasul meu ești tu? Da, este și prietenul meu. Păi vezi? Că altfel sunam pe Ștefan cel Mare și rezolvam problema, nu mai... Care cu sabia, mediu în Ungarie știi tu, și tu așa știi. Mai departe. Lasă! Domnilor și domnilor, acum o să prezent o invitată extraordinar de la Gazi Show. Și o să fiți extraordinar distractiv, așa. Prima și singura femeie din România, fakir. Prima și singura fakir din România, Shakira Fatira! Bine ai venit! Bine ai venit la noi în emisiune! Păi vezi, Turcu, ai pupat, să fie elegant! Sorinele! Auzi, dar tu ai voie să pui fete? Am înțeles că sunteți în post. Aveți Ramadan! Nu! Ia uite cum se face! Ia uite cum se face, Sorina! Ia uite! Nu, când o să alunica, așa că... Cam obraznic. Nu ne conteze. Auzi? Sorinel mă ia soția lui la bătaie când plecăm de aici. Auzi? Nu, stai din știi. Laura, unde vrei să stai, dragă? La noi nu este lege ca acolo, stă ala. Unde vrei să stai? Nu, unde e bine.
Oriunde e bine? Da. Dar am văzut că între Adi de la Vâlcea și între Sorinel Puștu. Și unde este Gazi Demiral de la Turcia? A rămas cu blonda? Wow. Una, nu ți ajunge. Săracul de tine. Săracul. Deci, turcule, una peste alta. Nu ne impresionezi cu nimic. Niciun invitat al tău nu este de la tine. Da? Toți sunt de la mine. Ok. Acum, nu știu dacă mai rezist la următoarea emisiune. Acum hai să arăt la tine, Turco, cum este tare. Domnilor, vă prezentăm acum un grup extraordinar, special. Fapte, nu vorbe. Atâta pentru noi special, care alături numai pentru noi... Ia să vedem. Turcul Gazi Demirel vă prezentă... Haremul! Să intre Haremul! We'll be right back.
zi, să știi că mi-a plăcut foarte, foarte mult. Ia zi, da. E ok. Meu. Ce să spun, aș vrea să te întreb. Tu de fiecare dată iei haremul după tine, oriunde mergi? Măi frate, e trupă, e grup, asta e un senzațional, așa se zic, e scandal mare așa. Înseamnă că îți permiți. Deci, am invitat pe Adi de la Vulcea cu Gazi de la Turcia, imediat a zis că e prietenul meu, ok. Da. Dar stai puțin. Am făcut o invitație de la, să intre aici înțeles. În scenă pe prima dar vreau și singura facere că... pe Laura, tot ai zis că... Măi omule, ajunge! Gata! Ajunge! Am și eu alți invitați. Stai puțin să-ți mai prezint ceva eu. Ia zi, ce se zice? A fost tare. În aplauzele dumneavoastră, vă rog, am o altă surpriză pregătită pentru voi, pentru, așa a spus, Sorinel și Gazi Show și invitații noștri. Mai am ceva care cu sigur o să dau turcul pe spate. Se vedem, nu? Se vedem. Vă rugăm, aplauze, vă rugăm. Pentru dumneavoastră, Cănușarii! Acadiu, acuși, acuși! Daniela Mândroc și sper că
V-am impresionat cu această surpriză. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Felicitări, așteptăm. La revedere. Dragul meu, se pare că ți-a plăcut programul nostru autentic. Acum, tu ce ne pregătești? Că vorbești foarte mult, dar fapte cam puține, măi, Gazi, sincer. Păi de unde tu ba prezint haremul, dar tu ai interpretat ceva? Padi l-ai sacrificat, a trebuit să cânte. Ai văzut, Laura? Ai văzut? Păi tu vorbești foarte, măi, fă fapte, mă, omul, la... Publicul nu prea e încântat de tine, să fiu sincer. Ți-am pus... Ți-am pus păi cine acum vorbește mai mult? La tu dispoziție. Nu ai venit cu nimic. Mama. Nu ai venit deci cu... tu, pur și simplu vrei să ne spui că... Tu grupa asta a fost extraordinar. Ok, cu respect, eu am luat cu haremul, da? Tu ai cântat una care, Dumnezeu știe ce, ăsta ai păcălit pe mine. Treci la și acum, acum vezi turcul ce cântei. O stel din ea iurei mea găzume. Boş ver dünya, yüreğime, boş verme, el alem ne dertlesin. Hadi, 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 hadi. Hoş geldin ya yüreğime, boş verme, el alem ne derse desin. Hadi, 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 hadi. Dați-mi voie să vă spun că din acest moment el este prietenul meu. Ia loc! Mulțumesc mult! Mulțumesc să, mult! Să vă aduc aminte, de fapt să-mi aduc aminte cum ne-am cunoscut noi. Nu faci asta! Ba da, trebuie! Lasă, de ce să nu spunem? A trecut, lasă! Eram într-o bună zi, mă pregăteam să intru într-o parcare
și vine cineva din spate cu un bolid, lovește mașina, ajung brusc în față, lovesc și la bordură, după care se dă jos, tot el nervos, sare la gâtul meu, eu la gâtul lui, ne certăm, discutăm, ajungem, mergem la o cafea și începem să ne împăcăm, să lămurim situația. Uitați-vă cine a fost gazda. Și nici până ziua de azi nu înțeleg ce a fost în mintea lui. Vrei să spun adevărul? Da. Bine. Aș dori mai ales că acum suntem... Nu, Sorinel, vorbesc foarte serios. O să spun acum adevărul, da? Da, te rog. Eu când am apropiat acolo, de fapt, am văzut exact, este un loc pentru parcare, da? Da. Este. De ce se mint? Dar când am mers câteva pas acolo, măi frate, a intrat o doamnă, să zic, în strada. Măi, dar tu nu ești deci, cuminte deloc. Deci Sorinel e bogată, frate, ochii ca la Turcia, așa, și am uitat, na, adică m-am zăpăcit. E, și când a trecut, oricum n-am câștigat nimic, nu mai am văzut pe ea, am pus pe viteza, fără să-ți dau seama cine este în spate, și am luit. Dar am dat multe bani cu tenecăjeriu, menecăjeriu, vai de mama lui Turco, serios. Uite că te-a costat niște bănuți, nu? Da, da. Văd că mai mult super pentru treaba eu asta. Eu nu am fost atent, știi? Deci, cer dacă frumos, am zis o treabă ta, frate, nu. Și după, pac, și m-am supărat pe tine degeaba, dar a doua oară asta a fost, dar am plătit multe bani, crede-mă. Da, deci, e, lasă. Până la urmă, asta este situația, deci ai pierdut. Adică, ești rău de pagubă, ești un zgârcit. Nu. A, cu muzica, sunteți pregătit deja. Păi stai puțin atunci, fratele meu. Ce vrei să zici? Ia uite. Economii. Poftim. Zgârcit. Deci să nu țineți cu el, chiar dacă Sorinel Puștu sau Sorinel cel bătrân. Wow. Economii. E un zgârcit. Bebe, tu ai cerut la mine ceva să aduc din Turcia. Așa că, fratele meu, să nu zic că fac șantaj. Economii. Cel mai zgârcit. Dacă stăm așa până dimineața, nu terminam. Domnilor și domnilor, în continuarea programului avem o altă surpriză. Reprezentăm pe prima și singura femeie fakir din România. Mare talent, mare om, Shakira Fakira!